Mergând pe teren, am intrat în casele oamenilor, am ascultat poveștile lor. În primul rând, cred că au nevoie de ascultare, să vadă că cineva le pasă. Ai pus punctul pe ei. Erau bucuroși că cineva astăzi să-i asculte și după aceea am încercat să-i informăm, să-i ajutăm, să-i sprijinim, acompaniem. Am găsit o fetiță care nu avea certificat de naștere. Era un așa numit copil invizibil. Da, dacă de nu de ai... Nu ai cer... nici la medic, deci practic, nu exista. Pentru sistemul care ar putea să-ți ofere niște drepturi, niște ajutoare sociale, tu ești invizibil odată ce nu ai acte. Nu existi în nicio evidență a populației, deci nu poți accesa drepturile ce altfel ți s-ar conveni. Da. Am informat părinții despre importanța obținerii certificatului de naștere, a înscrierii copilului la medic. Practic de aici pornește totul, da, nu? Da. Am făcut demersurile necesare pentru obținerea lui. De acolo viața merge altfel. Da,